avem o creștere a acestei colectări cu un procent de 4%. Nu este un procent foarte, foarte mare, dar arată că se poate. Dacă pentru luna ianuarie-februarie 2018 am avut un procent de colectare de 24%, acum avem un procent de 28% colectare selectivă, ceea ce înseamnă că sucevenii au început să folosească aceste puncte de colectare și să depoziteze selectiv. Vă pot spune că anul trecut am avut un procent de 34,8% colectarea selectivă per total și anul acesta ne propunem să fim în concordanță cu legislația în vigoare minim 42%. Spun minim 42% pentru că dacă nu îndeplinim acest procent de 42%, suntem obligați să plătim câte 50 de lei pe tonă pentru procentul care nu îl îndeplinim. Gândiți-vă că anul trecut am depozitat la groapa de gunoi 43.283 de tone, ori 50 de lei ca penalitate dacă nu îndeplinim acest criteriu, înseamnă undeva peste 2 milioane de lei să plătească primăria. N-am plătit până acum, spun că nu vom plăti nici de acum și sper eu cu colegii mei care vor fi mai mult pe teren să îndrumăm Suceveni să facă această colectare selectivă. Am dat comandă deja și pentru uh, suplimentarea tomberoanelor galbene și le facem punctual acolo unde este nevoie pentru a avea această colectare selectivă așa cum trebuie. Mulțumim Sucevenilor pentru implicare și sper eu că la sfârșitul anului să avem mult mai mult decât 42% cât ne-am propus.